Cea care a adus rața acasă a fost chiar pisica. Bobocul rătăcea pe malul Iazului din apropierea casei când a văzut felina și s-a luat după ea. De atunci sunt nedespărțite. Rățușca era udălioarcă și pisica a încălzit-o. Soția mea a luat apoi și a băgat-o într-un prosop. Dar pasărea era foarte mică și avea nevoie de îngrijiri și hrană speciale, așa că toată familia s-a implicat în creșterea ei. Musculițele erau meniul principal. Noua sa familie a încercat să o învețe să înoate, dar de fiecare dată când se apropie de Iaz, se sperie și o ia la fugă spre casă. Cred că dacă nu pleacă până la toamnă, va trebui să o băgăm în casă. Nu ar fi un sacrificiu prea mare pentru această familie de polonezi iubitoare de animale. Deocamdată, rățușca nu dă semne că ar vrea să plece, ba, dimpotrivă, când mama adoptivă, adică pisica, nu este prin preajmă, pasărea nu-și mai găsește locul.